Înființată în 1925 ca joint venture cu grupurile franceze Blériot, Spad, Potez și Lorraine Dietrich, fabrica IAR reușea să producă între anii 1927 și 1944 peste 1000 de avioane și 2000 de motoare. La sfârșitul anilor 30, forțele aeriene române dispuneau de avioane învechite, multe dintre acestea de tip PZL-11, avioane de vânătoare de fabricație poloneză, fabricate sub licență la IAR Brașov și remotorizate de inginerii români, cât și avioane românești IAR-39 sau IAR-14, un prototip de avion de vânătoare proiectat în 1933, din care s-au fabricat aproximativ 20 de bucăți. Aviația de bombardament și asalt era practic inexistentă, Marele Stat Major Român era îngrijorat de situația politică militară din jurul României, dar și de faptul că armata era slab dotată. Însuși premierul de atunci, Armand Călinescu, lua notă de situația dezastroasă a dotării aviației române, aceasta neputând face față nici măcar situațiilor defensive. În încercarea de a îmbunătăți situația, au fost făcute comenzi către firme constructoare de avioane din străinătate, din Franța, Germania și Italia, comenzi însă care din diverse motive de ordin politico-economic n-au mai putut fi finalizate în întregime. Ca urmare a impasului, în 1936, la IAR Brașov, una dintre cele mai mari fabrici din sud-estul Europei la vremea respectivă, se demarează un proiect de avion de vânătoare de concepție proprie de către o echipă compusă din profesorul Ion Grosu, Mircea Viziru Grosu, Eli Carafoli, Ion Coșereanu, Teodor Gârneț, inginer Gheorghe Zota și Ion Valnar. În anul 1936, la IAR se inițiase un proiect pentru un avion de vânătoare de concepție autohtonă. Aparatul avea un motor în stea, tren escamotabil și cabina închisă. Proiectul nu a depășit faza de schițe inițiale datorită lipsei de sprijin din partea oficialităților, care preconizau cumpărarea de avioane din străinătate sau cumpărarea de licențe. Ca urmare, se achiziționează licența avionului polonez PZL-P24, care va fi produs în serie la IAR. Totuși, în anul 1937, în cadrul secției de proiectare de la IAR, începe elaborarea din proprie inițiativă și în secret a unui proiect pentru un nou avion de vânătoare destinat să înlocuiască modele depășite aflate în dotare la acea vreme. În România, la acea dată, nu existau posibilități deosebite pentru studii de aerodinamică și nici nu era timp pentru proiectarea unei structuri începând de la zero. Presați de timp și de costuri, constructorii români au realizat un avion de concepție autohtonă în măsura în care le-a permis tehnologia acelor ani. Astfel, fuzelajul posterior a fost preluat de la avionul polonez PZL-11F, fabricat sub licență la IAR. Ampenajele au fost preluate de la PZL-P24, fabricat de asemenea sub licență în țară. Aripile avionului, din punct de vedere al geometriei, constituiau o reproiectare la scara 1x2 a aripilor de la avionul Savoia Marchetti SM-79B, construit la IAR în licență în versiunea JRS-79B. Forma în plan, diedrul, torsiunea, aerodinamica și profilele au fost adaptate la scara 1x2, structura fiind schimbată trecându-se de la lemn la metal. Primul zbor al prototipului IAR-80 a fost efectuat în aprilie 1939, iar testele ulterioare au fost impresionante. Avionul atingea viteza de 510 km pe oră la înălțimea de 4000 de metri. Câteva probleme mărunte descoperite în urma testelor au fost rezolvate în următorul an. Pentru mai multă putere a fost instalat un nou motor de 930 de cai putere, și din pricina puterii acestuia au fost necesare de asemenea modificările fuzelajului. Ca urmare, rezervorul a fost mărit la 455 de litri, aripile lungite și forma cozii modificată pentru eliminarea unor probleme de aerodinamică. Carlinga a fost mutată un pic mai în spate, iar pentru a compensa vizibilitatea, scaunul pilotului a fost înălțat și întreaga carlingă acoperită. Prototipul îmbunătățit a fost testat și comparat cu avionul Heinkel 112, care tocmai sosise din Germania ca început al unei mari comenzi.
Piloții de încercări ai IAR au fost Alexandru Frim și pilotul de teste francez Michel Detroia, care au încheiat cu succes testarea avionului pe aerodromul Pipera. Deși Heinkel 112 era oarecum mai modern și mult mai bine armat, IAR 80, cu motor mai puternic, s-a dovedit a fi mult mai performant în restul privințelor. Aviația regală, fiind impresionată, a comandat imediat 100 de bucăți în data de 18 decembrie 1939, iar comenzile pentru Heinkel 112 au fost oprite. IAR Brașov a început producția de serie în septembrie 1940, cu o producție inițială de un avion pe zi, iar după intrarea României în război, producția ajungând la 2 avioane pe zi. IAR 80 a fost unul dintre cele mai bune avioane de vânătoare din lume la începutul anilor 40. Mărturie stă și raportul unui major Luftwaffe care l-a testat în martie 1941, acesta spunând: decolarea și aterizarea sunt foarte bune. Este cu 20-30 de km pe oră mai lent decât un Bf 109E, dar urcarea la 5000 de metri este echivalentă. Într-o luptă aeriană, virajele sunt de asemenea echivalente, deși botul mai lung reduce vizibilitatea. Într-un picaj este depășit de Bf 109E, deoarece nu are un regulator automat al pasului elicei. Este un avion de vânătoare adecvat nevoilor moderne. Specialiștii vremii au plasat IAR 80 între primele 4 avioane de vânătoare din lume, deși clasamentul ținea cont mai mult de viteza maximă pe care avionul o atingea. IAR 80 era comparabil cu cele mai moderne avioane de luptă ale vremii, precum Bf 109 din Germania, Mitsubishi A6M0 din Japonia, Hawker Hurricane și Supermarine Spitfire din Marea Britanie, dar de-a lungul evoluției sale, creșterea în greutate, fără o creștere corespunzătoare a puterii motorului, a făcut ca performanțele avionului să scadă și să fie depășit de avioanele inamice, precum Mustangul american, în confruntările 1 vs 1. Au existat două versiuni ale acestui tip de avion, una destinată strict ca avion de vânătoare, iar cea de-a doua, IAR 81, destinat ca avion de bombardament în picaj. În total, cu toate modificările aduse, au fost 7 versiuni de modele IAR 80 sau IAR 81. Prototipul IAR 80 era dotat cu un motor de 870 de cai putere, modificat ulterior în varianta IAR K14-3 de 930 de cai putere. Avea o viteză maximă de 510 km pe oră la 4000 de metri, un plafon de zbor de 10500 de metri și un timp de urcare la 5000 de metri de 6 minute. De asemenea, aparatul era dotat cu două mitraliere Browning de calibrul 7.92. Producția variantei de serie trebuia să înceapă imediat, dar procurarea armamentului s-a dovedit a fi o problemă serioasă odată cu ocuparea Belgiei de către Germania. Însă în 1940 România intră în alianță cu puterile Axei și Germania au permis reluarea transportului de armament din Belgia către fabrica IAR. La exemplarele de serie a fost mărită lungimea, anvergura și suprafața portantă. IAR 80 a primit și un motor mai puternic și a crescut totodată și greutatea totală a avionului. Din această versiune vor fi construite în total 50 de aparate. IAR 80A era dotat cu 6 mitraliere Browning și un motor de 1025 de cai putere. 8 avioane au fost terminate la timp pentru participare la războiul de eliberare a Basarabiei, începând cu 22 iunie 1941. La varianta IAR 80B, două dintre mitralierele Browning au fost înlocuite cu două mitraliere Fabric Național de calibru 13,2 mm. Din această versiune s-au fabricat 20 de aparate. A fost construită și o versiune IAR 80 cu dublă comandă pentru antrenamente, un avion cu două locuri. IAR 81 este versiunea IAR 80 echipată special pentru a putea executa misiuni de bombardament în picaj. Versiunea IAR 81B înlocuia mitralierele de 13,2 mm cu două tunuri Icaria licență Oerlikon de 20 de mm, fiecare cu câte 60 de lovituri. IAR 81C este versiunea care avea tunurile Icaria înlocuite cu tunurile Mauser MG151 de 20 de mm cu rezervă de lovituri mărită. Din această versiune s-au fabricat 38 de exemplare, fiind ultima și cea mai avansată versiune din seria IAR-urilor de vânătoare.
Viteza maximă a avionului era de 550 de km pe oră la 7000 de metri, cu autonomie de zbor de 730 de km, un plafon de 9500 de metri și era înarmat cu două tunuri MG-151 cu o rezervă de 350 de lovituri și patru mitraliere Browning de calibru 7,92 cu o rezervă de 1600 de lovituri. Inițial, avionul a fost proiectat pentru a fi dotat cu motoare Junkers Yumo-211, la fel și avionurile de bombardament SM-79B, astfel încât Ministerul Aerului și Marinei a semnat un contract de achiziționare conform căruia în iulie 1937 trebuiau livrate trei motoare, unul pentru IR-80 și două pentru avionul SM-79B, avion de bombardament. Dar Junkers a amânat din diverse motive livrarea. Deoarece livrarea motoarelor Yumo întârzia, în decembrie 1940, IR reproiecta celula IR-80 pentru eventualitatea montării motorului Daimler-Benz 601 de 1175 de cai putere, care echipa avioanele BF-109E. Pe 10 februarie 1941, un avion BF-109 Emil a fost adus la Brașov și motorul lui a fost grefat pe IR-ul 80 cu numărul 13. În urma zborului de încercare, pe 21 aprilie 1941, a reieșit că nu este o soluție viabilă datorită vibrațiilor pe care motorul le producea în momentul în care avionul se desprindea de la sol, iar proiectul a fost abandonat. Înainte de plasarea comenzilor pentru motoare Junkers, IR Brașov se orientase către achiziționarea unor motoare radiale moderne, dotate cu compresoare capabile să restabilească puterea la altitudini mari. În urma unui studiu de piață a reieșit că Bristol producea cele mai moderne și performante motoare radiale ale vremii, astfel că în 1933 a fost luată decizia achiziționării licenței de fabricație a acestui tip de motoare. Au fost demarate toate procedurile, dar fără nicio explicație, în 1934 a venit ordinul de încetare a producției motoarelor Bristol și de achiziționarea celor Gnome Ron 7K, 9K și 14K, în ciuda faptului că experții advertizaseră că aceste motoare nu dezvoltă puterile declarate și sunt mari consumatoare de ulei. Directorul fabricii de motoare, inginerul Karp, a adus modificări acestor variante Gnome Ron, îmbunătățindu-le performanțele, rezultând astfel motorul IR-14K, ajuns în varianta finală la o putere de aproximativ 1000 de cai. Cu toate îmbunătățirile aduse, nu s-a putut însă remedia principala problemă a acestui motor, și anume consumul ridicat de ulei. Ca o lovitură în plus, autoritățile responsabile de alegerea acestor motoare l-au acuzat pe Karp de toate problemele evite, deși până la urmă s-a renunțat la aceste acuzații. Însă Karp a ales să demisioneze și să plece să lucreze pentru o firmă din Elveția, uzinele IR Brașov, pierzând astfel un inginer foarte capabil. În anul 1943, în urma semnării contractului pentru producerea sub licență la IR Brașov a avionului BF-109 Gustav și a achiziționării unui lot de motoare Daimler-Benz 605A de 1475 de cai putere, s-a luat decizia studierii montării acestui tip de motor și pe IR 80 sau 81. În iunie 1943 a fost modificat avionul cu numărul 326 și în urma unei perioade de teste în zbor cuprinsă între 20 iunie și 20 august a reieșit o îmbunătățire notabilă a performanțelor acestuia. În urma succesului testelor și bazându-se pe disponibilitatea acestor motoare, Ministerul a luat decizia de a echipa toate avioanele IR-80 sau 81 cu acest tip de motor. Datorită incapacității fabricilor Daimler-Benz de a mai livra motoare, această decizie nu a mai fost niciodată implementată. Se spune că primii luptători ai forțelor armate române care au trecut prutul pentru eliberarea Basarabiei, la 20 iunie 1942, au fost escadrilele de IR-80, care sub comanda capitanului Virgil Trandafirescu, după numai 20 de minute de asalt asupra aerodromului Bolgrad, au distrus numeroase avioane rusești, ceea ce a făcut pe ruși să poreclească escadrilele de IR-80 drept măturoiul românesc. La începutul războiului, IR-80 nu avea rival printre avioanele sovietice Polikarpov I-15 sau I-16, participând inclusiv în luptele de la Stalingrad.
Piloții români de înaltă clasă și profesionalism au doborât multe avioane inamice în aer sau la sol. Ulterior, a venit și vremea bombardamentelor americane asupra Ploieștiului și Bucureștiului, în 1944, când IR-urile românești au înfruntat fortărețele zburătoare, cât și avioanele de vânătoare americane P-38 Lightning și P-51 Mustang. Însă primul mare bombardament american asupra zonei petrolifere Ploiești are loc la 1 august 1943, cu formațiuni de avioane B-24 Liberator. Realizat la joasă altitudine, acesta a luat oarecum prin surprindere defensiva română-germană de la Ploiești. Totuși, aceasta s-a repliat rapid. Antiaeriana și IR-urile 80 au făcut prăpăd în formația inamică, ce a lăsat pe teritoriul României numai puțin de 35 de epave, cu tot cu echipajele lor. Un episod emblematic pentru IR-80 și capitanul Dan Vizanti, comandant al grupului 6 vânătoare, și asta la aviației române cu 16 avioane doborâte în aer, are loc la data de 10 iunie 1944, când se dă o memorabilă luptă aeriană deasupra aerodromului Popești-Leordeni. Atunci, grupul 6 al lui Vizanti, format din avioane IR-80 și 81C, a angajat magistral la joasă altitudine o formație de P-38 Lightning care ataca aerodromul, în realitate ținta era rafinăria Ploiești. Rezultatul luptei, 24 de Lightning-uri doborâte de IR-uri, care pierduseră la rândul lor 3 aparate împreună cu 3 piloți. Rememorând evenimentele din acea zi, Vizanti își amintea. Marea dificultate a acestei lupte a fost cauzată însă de joasă altitudine la care s-a desfășurat. Din moment ce esențialul s-a petrecut între sol și 200 de metri înălțime, totul evoluând într-o confuzie totală cumplită, având în vedere marele număr de aparate participante la luptă. După primul atac, în învălmășeala care a urmat, principala noastră preocupare a fost să evităm ciocnirile în acest vârtej în care, în fiecare clipă, ne aflam față în față încrucișându-ne cu viteze uimitoare. Indiferent de situație și de pierderi, piloții IR-urilor au fost mereu la înălțime, atacând bombardierele americane oricând se ivea ocazia. IR-80 în toate variantele sale a zburat și a luptat tot timpul războiului de când a ieșit pe poarta fabricii. Prin calitățile sale de zbor, dar și prin înaltul profesionalism al piloților, a contribuit din plin la efortul de război. Forțele aeriene române și-au făcut datoria cu prisosință, oferind suport atât în aer cât și la sol trupelor, chiar și atunci când se aflau în inferioritate numerică și tehnologică. Cam asta a fost istoria IR-ului 80 românesc, un avion de vânătoare excepțional, iar despre faptele de vitejie ale piloților români vom discuta în episoadele următoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să lăsați un like sau un subscribe dacă v-a plăcut materialul.